cum se machiază, deci nu mă distrează de extraordinar. Păi, când o să vedem. Să-mi spuneți când se întreb. Câți bolnavi sunt internați aici și câte paturi sunt? Câți oameni poți fi aici? Secția de boli paliative a Spitalului Clinic Județean Arad funcționează prin contract cu Casa de Asigurări de Sănătate din luna august, cu 22 de paturi, condiții hoteliere foarte bune. La ora actuală secția este plină, probleme foarte mari există cu solicitarea foarte mare, sunt foarte mulți bolnavi care stau în așteptare să fie internați. Condițiile sunt deosebit de bune, bolnavii sunt monitorizați, sunt tratați cu medicație adecvată, deci beneficiază, cu alte cuvinte, de absolut toate condițiile pentru un bolnav care necesită îngrijiri paliative. Bolnavii sunt doar din Arad? Nu, bolnavii sunt din toate județele. Și chiar vreau să vă spun, și eu am o rudă din județul Cluj, din Apahida, care se simte foarte bine, este extrem de mulțumită, atât persoana cât și familia care a adus-o. Sunt din județul Hunedoara, Bihor, Alba, Cluj, deci avem o solicitare foarte, foarte mare. Și de aceea ne-am gândit să extindem secția la aproximativ 40 de paturi. Care este numărul personalului? Numărul personalului este 12 infirmiere și 11 asistenți medicali și mai sunt oameni de curte, oameni care asigură auxiliarele secției. Ok, mulțumim frumos! Iată că astăzi suntem la secția externă a Spitalului Județean de Îngrijiri Paliative, o secție care a început în acest an la inițiativa Consiliului Județean și cu dotările din bugetul Consiliului Județean, astfel că o clădire care nu mai era folosită în comuna Ghioroc, iată că am reușit să-i dăm o destinație care se dovedește prin faptul că pacienții sunt umplu la refuz, să spunem, saloanele acestei secții, se dovedește utilă și este singura care este în grija statului din județul Arad. Ne propunem în continuare să extindem aceste servicii pentru că ele sunt necesare în județul Arad și nu numai, cum bine se vede, sunt pacienți și din alte județe și totodată ne propunem să angajăm încă un medic în perioada imediat următoare. Ok, mulțumim. Complica. Da. Sau nu vedem, dar...